fac parte dintre insectele apărute încă de pe vremea carboniferă. Nu numai că sunt multe specii, dar se înmulțesc atât de mult încât împânzesc uneori câmpurile de parcă ar fi plouat cu ele. Eu sunt Gabriel Licosa și astăzi vorbim despre gândacii de bucătărie. Nu este casă unde acești gândaci să nu fi fost la un moment dat prezenți și cu siguranță este o adevărată pacoste pentru persoanele care țin la curățenie. În orașe, aceste mici vietăți se urcă prin conductele de apă sau prin aerisirile de la bucătărie până sus la etajul 10 sau mai sus dacă locuiești într-un zgârie nori. Foarte interesant este faptul că îi putem întâlni pe toate continentele, prin urmare chiar nu ai unde să fugi din calea lor. Unde mai pui că și lor le place să călătorească cu avionul, cu trenul, cu vaporul sau mașina, atâta timp cât au ceva de mâncare, pot călători fără pașaport sau viză oriunde în lume. În fiecare seară îi putem întâlni în toate locurile unde se află ceva de mâncare. Se adună de obicei prin bucătării. De aici și numele de gândac de bucătărie. Se mulțumește să mănânce resturile rămase și au obiceiul să se strângă grămadă la festin. Dacă nu găsesc nicio firmitură de pâine, încep să roadă orice, chiar orice, așa cum sunt fibrele textile, hârtie și chiar săpun. Le place foarte mult umezeala, căldura și umbra, iar în mediul lor natural trăiesc în umbra pădurilor dese de arbori, în aerul cald și umed, hrănindu-se din putreziciunile crengilor și ale frunzelor. Și pentru că noi oamenii ne-am adaptat, locuim acum în orașe construite pe zonele în care odinioară erau păduri și acești gândaci s-au adaptat și au cucerit jungla urbană, mai ales că lângă om își găsesc foarte ușor hrană. În timpul zilei stau ascunși prin locuri în care nici nu te-ai gândi că există în casa ta și cum vine seara, toți încep marșul căutând surse de mâncare. Și dacă simt prezența unui om sau a unui alt animal, se fac din nou nevăzuți. Aceeași reacție o au și dacă a prins becul în bucătărie seara. Se agită atât de mult încât încep să fugă toți deodată spre cel dintâi ascunziș. La noi în țară întâlnim două specii de gândaci de bucătărie, gândacul roșu de bucătărie sau Blatela germanica, sunt cei mai comuni gândaci de bucătărie, au o culoare roșiatică sau cafenie, nu sunt foarte mari, măsoară în general 13 până la 16 mm lungime, în schimb sunt foarte rapizi. Prezintă două dungi paralele, întunecate la culoare, de la cap până la vârful aripilor. Deși aceste insecte prezintă aripi, acestea nu sunt folosite pentru zbor, fiind incapabile de a susține insecta în aer. Dar lipsa acestei adaptări este compensată de agilitatea gândacului. Specia este omnivoră și necrofagă, preferă ca hrană amidonul, carnea, produsele zaharoase și grăsimile. Totuși, dacă nu găsesc hrană, pentru ca specia să supraviețuiască, vor mânca săpun, pastă de dinți, lipici, hârtie și pot adopta chiar un comportament canibalistic. Capul negru cu cei doi ochi mari pare ascuns, iar gura cu fălcile zdravene se află dedesubt. Numai așa pot apuca și sfărâma ce le iese în cale. Pe cap sunt prinse două antene lungi, subțiri, pe care le poartă în toate părțile, cu ele simt de fapt mâncarea. Cele trei perechi de picioare lungi îl fac să se miște iute, agil, iar când e în pericol le strânge sub corp. E ca și când și-ar da seama că ori mort, ori cu picioarele rupte, e același lucru. Poți deosebi foarte ușor masculul de femelă, femela este de obicei mai închisă la culoare și cu trupul mai ascuțit, însă mai ușor se remarcă o femelă după ooteca pe care o poartă la capătul abdomenului și în care se află peste 30 de ouă din care vor ieși nimfe. După un timp, ooteca se desprinde de abdomenul femelei, crapă în lungul ei, iar nimfele mici vor ieși. Nu vor sta mult pe gânduri și vor fugi pentru a-și găsi un adăpost sigur. După 2-3 năpârliri, se vor alătura adulților și își vor începe căutarea firmiturilor hrănitoare lăsate în urmă de noi.
cea de-a doua specie de gândac de bucătărie care trăiesc în țară la noi este gândacul negru de bucătărie Blatella orientalis. Sunt mult mai mari decât specia prezentată anterior, sunt negri, lați și moi. Masculul are aripile mai lungi decât femela, însă nu acoperă tot abdomenul și prezintă spini pe membrele posterioare. Aripile femelelor sunt foarte mici și lasă descoperit întregul abdomen. Femela este mult mai mare decât masculul, iar ooteca se formează tot la capătul abdomenului, are o culoare castanie, însă aceasta se dezlipește ușor și este lăsată la voia întâmplării până când ies nimfele. Acest lucru îi dezavantajează pentru că ouăle sunt expuse multor pericole. Însă este un lucru bun pentru noi oameni. Și pentru cei care ați rămas până în acest minut alături de mine, am o întrebare pentru voi și vreau să-mi răspundeți în secțiunea de comentarii dacă să fac un episod în care să vă spun prin ce metodă am scăpat eu de aceste insecte destul de enervante. Dacă ți-a plăcut acest episod în care am vorbit despre gândacii de bucătărie, nu uita să apreciezi acest clip, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici dacă nu ești abonat la canal, pentru a descoperi împreună minunata lume a animalelor. În partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.